Lupta la vârful clasamentului în Liga a 4-a începe să devină din ce în ce mai disputată. Formațiile de pe podium, Victoria Buzoiești, FC Argeș, Pitești și Unirea Bascov, s-au impus în jocurile în care au fost angrenate în ultima etapă. Astfel, în derbiul de la Mioveni, acolo unde echipa secundă a galben-verzilor a primit vizita Unirii Bascov, oaspeții s-au impus la limită, scor 0-1, și continuă să-i sufle în ceafă echipei de pe locul secund FC Argeș, Pitești 1953. Formația suporterilor alb-violeți cu Iulian Tameș în teren a trecut mai lejer decât o arată scorul 3-0 în deplasarea de la Rucăr. Victoria Buzoiești continuă să rămână lider în clasament și după această etapă, în urma victoriei la scor de neprezentare 3-0 pe terenul celor de la DLR Pitești. Scorul etapei însă s-a înregistrat la Berevoești. Echipa din localitate Gloria a trecut de Asemicești 2002 cu scorul de 5-1, într-o partidă în care oaspeții au rezistat eroic până în minutul 40. Robert Craioveanu, veteranul din teren al echipei din Berevoești, a deschis scorul cu un șut din 6 metri în urma unei pase venite de pe dreapta de la Ionuț Andrei. Neagu îl găsește pe Ionuț Andrei în 6 metri, scoate pentru Craioveanu și 1-0, stimați telespectatori. Foarte frumos a circulat această minge pe traseu. Neagu, Ionuț Andrei, centrare frumoasă a lui Ionuț Andrei, care l-a lăsat singur cu portagoală pe Craioveanu. Craioveanu din 2-3 metri a trimis în portagoală. După pauză, gazdele își măresc avantajul pe tabelă. În minutul 58, același Craioveanu înscrie din interiorul careului de 16 metri, trecându-și în cont dubla. În adâncime pentru Craioveanu, Craioveanu nu se înțelege acolo, Craioveanu, șut, 2-0, Robert Craioveanu, eroiul, a găsit foarte frumos în 10 metri pe Robert Craioveanu, a șutat puternic, plasat la colțul din stânga al porții lui Stanciu Minge, a lovit bara după care a intrat în poartă. La acest scor, echipa din Micești, muștruluită de pe margine de antrenorul Noni Cârciu Mărescu, iese mai mult la joc, însă fără vreo reușită notabilă. Gloria Berevoiești forțează pe final și în doar 5 minute reușește să mai înscrie de 3 ori. Mai întâi, în minutul 82, Matei, scăpat singur pe partea dreaptă, trece în dribling de portarul advers și trimite mingea în poarta goală, ducând scorul la 3-0. Pentru ca două minute mai târziu, Heroiu să înscrie cel mai frumos gol al partidei, cu un șut plasat de la marginea careului de 16 metri. La 4-0, oaspeții păreau a fi grohi, lovitura de grație primind-o spre finalul partidei, în minutul 87. Matei, găsit liber la 10 metri de poartă, înscrie pe lângă nefericitul portar oaspete pentru un 5-0 fără comentarii. Ciocoiu îl găsește cu această minge în adâncime pe Matei. Iese Stanciu, trece mingea pe lângă el și în sfârșit Matei reușește să înscrie și el golul. Reușește să înscrie din a treia sau chiar a patra încercare. Chira Neagu, de aici mai departe pentru Heroiu pe partea stângă. Ce execuție! Se vede Heroiu, un jucător cu o tehnică ieșită din comun, cu un șut frumos la colțul lung, l-a surprins pe Stanciu, 4-0. Heroiu profită, centrare pe 10 metri, șut Matei, simplu, preluare cu dreptul, șut cu stângul, 5-0. Victoria fără dubii a Gloriei Berevoiești în fața echipei din Micești a readus speranța în rândul suporterilor de a urca cât mai sus în clasament, după cele două înfrângeri suferite la rând de Ciocoiu, Neagu și ceilalți echipieri. Rezultatele complete ale etapei a noua Liga a 4-a, cât și clasamentul la zi, sunt următoarele. Liga a 4-a, etapa a noua, CSDL Repitești, ASE Victoria Buzoiești 0-3, ACS Gloria Berevoiești, ASE Micești 2002 5-0, CS Rucăr, ASE FC Argeș Pitești 1953 0-3, CS Sporting Pitești, ASE Vulturii Priboeni 0-1, CS Mioveni 2, ACS Unirea Bascov 0-1, ASE Olimpia Suseni, ASE Viitorul Ștefănești 2007 4-1.